A avut timp suficient, 2-3 zile cât au stat acasă, s-au eliberat de emoții și ca să mai stai o săptămână în cantonament nu e atât de mult. Era mai grav dacă, știu, alte echipe care au stat de 24 sau 29 de zile în cantonament, stai o lună aproape în cantonament, atunci, într-adevăr, este destul de greu. Grigoraș nu e adeptul cantonamentelor lungi și plictisitoare. Jucătorii dau randament mai bun dacă sunt recompensați cu câteva zile libere, crede antrenorul care și-a ținut echipa în Antalya fix 2 săptămâni. Grigoraș e atent la toate detaliile și arată că nu e indiferent la viața personală a jucătorilor săi. Ei n-au de ce să plângă, pentru că după stagiul de la Brașov au avut 2 zile libere, după stagiul din Antalya iarăși 2 zile libere, așa că familiile, nevestele și prietenele sunt fericite măcar o dată la 2 săptămâni. Tehnicianul Pandurilor e mulțumit că are o soție înțelegătoare și știe și motivul pentru care jucătorii sunt nevoiți să suporte cantonamentele. Așa e în fotbal, trebuie să și mai suferi puțin. Dacă vrei să ai performanță, dacă vrei să fii profesionist, dacă vrei să câștigi bani mai mult decât un om de rând, decât un muncitor dintr-o întreprindere, trebuie să faci anumite sacrificii, atât tu cât și familia ta. Iar lucrurile astea cred că sunt înțelese de soții, de prietene. Din punctul meu de vedere, soția mea mă înțelege de vreo 30 de ani, de vreo 25 de ani aproape. Pandurii au renunțat la cel de-al treilea stagiu de pregătire din această iarnă programat la Băile Herculane.